Salutare, dragi prieteni! Istoricul și scriitorul Andreu Ișteanu a venit cu o propunere foarte interesantă către Nicușor Dan și către Clotid Armand, primarul general al Capitalei și primarul de la sectorul 1, unde se află strada Tuberozelor, unde este ambasada Republicii Belarus, republică condusă de un dictator din 94, Alexandru Lukashenko, dictator care a deturnat pur și simplu un avion, Ryanair, ca să aresteze un jurnalist, un tânăr jurnalist, Roman Protasevici, care l-a deranjat pe toarășul dictator. Propunerea scriitorului Andreu Ișteanu a fost ca numele străzii pe care se află ambasada acestui stat, Belarus, să fie schimbat din strada Tuberozelor în strada Roman Protasevici. Adică numele jurnalistului, astfel încât să-i oblige pe oficialii statului Belarus să schimbe toate documentele și numele acelui jurnalist care îl deranjează atât de mult pe dictator să apară în toate documentele. Mi se pare o idee absolut genială, absolut genială, și mă bucur foarte mult că... A, uite, poștea, vin pe contrasens, nu le pasă de mine. Taie coloana, aici stă o coloană care așteaptă să facă dreapta. Și vin pe contrasens, pe unde ar trebui să ies eu. Nu le pasă. Bun. Ideea e că mi se pare o idee foarte interesantă, așa, ca reacție a unor autorități locale față de abuzul care se întâmplă în această dictatură. O dictatură, bineînțeles, anexată dictaturii de la Moscova. Deja site-urile rusești, Sputnik, site-urile care fac și în România, au variante în limba română și fac propagandă deșanțată. Greu în București cu traficul. Fac propagandă deșanțată. Știți că jurnalistul venea cu avionul. Avionul în care zbura el venea de la Atena, a trecut pe deasupra spațiului aerian. Ăsta Lukashenko a trimis migurile. Este incredibil, oameni buni. Și-a deturnat acel avion, pur și simplu, ca să-l aresteze pe ziarist. Un ziarist tânăr născut în 94, când Lukashenko devenea dictator. Ce are ăsta cu el? Jurnalistul din exil, din afara țării, a mediatizat în mediul online protestele din Belarus. Și, bineînțeles, dictatorul s-a supărat pe el. La ultimile alegeri, dacă nu mă înșel, acum 2 ani de zile au avut loc, sper să nu mă înșel, oamenii au fost foarte supărați. Sperau să scape de acest individ și, mă rog, s-a suspicionat în țara respectivă că alegerile au fost fraudate. Și un pic aici o ieșire un pic mai complicată, că e trafic aici, oameni. E trafic. Și au fost mega proteste. Și ziaristul ăsta, născut în 94, când devenea Lukashenko dictator, a prezentat aceste proteste, l-a mediatizat. Dictatorul a considerat că și din cauza lui oamenii sunt în stradă, l-a declarat terorist, l-a pus pe o listă a lui, cum fac toți dictatorii, da? Și a avut informația asta. Acum, din relatările din presă, există suspiciunea că ar fi fost implicați foști ofițeri KGB în povestea asta. Ideea e că pur și simplu nebunul, că altcumva nu poți să-i spui, da, acestui Lukashenko, acestui dezaxat, acestui dement, pur și simplu a ridicat avioanele de vânătoare și a adus cursa Ryanair, a obligat-o să aterizeze ca să-l aresteze pe jurnalist. Jurnalistul a apărut într-o înregistrare video cu fața vizibil tumefiată. Propaganda Rusiei, ăștia care îl promovează pe George Simion, care o promovează pe Șoșoacă, care l-au iubit mult pe Dragnea, Sputnik și alte site-uri, au zis: nu, domne, o minciună, nu l-a bătut nimeni pe ăla, nu e adevărat. Și să vedeți cu ce explicații vin. Îți stă mintea în loc, oameni buni, îți stă mintea în loc cât de tupeiști poți să fie. Căci că, domne, aia anchetatorii, dacă ar vrea să-l bată, nu i-ar da, domne, la față unde se vede, i-ar da la organe, unde nu se vede în înregistrare. Deci ăsta este argumentul lor. Ăsta e argumentul lor, a celor de la Sputnik, da? Însă ideea pe care a avut-o scriitorul Andreu Ișteanu, și am văzut că Clotid Armand a făcut deja declarații că este de acord cu treaba asta. Nu știu Nicușor Dan dacă a făcut declarații între timp, pentru că eu m-am pus pe drum, plec într-o pre-documentare,
cumva și forțat am să vorbesc și despre subiectul ăsta. Am vorbit și în live-ul pe care l-am făcut pe Facebook, de faptul că se tot întrerupe curentul la mine în Chiajna și este o poveste întreagă. Dar să rămân la subiectul ăsta, am văzut că Clotilde Armand a declarat, da, putem să schimbăm numele străzii. Și mi se pare ce, o idee foarte bună, dragii mei, excepțională. Nu știu, poate că ar trebui inițiată și o petiție online în acest sens, dacă nu cumva a fost deja inițiată. Pentru că în felul ăsta obligă autoritățile statului respectiv să își treacă pe cărțile de vizită, pe reprezentanții, ambasadorul, toți angajații de la ambasadă, pe toate documentele, îi forțează pe aia să treacă numele jurnalistului. Sigur că ideal ar fi dacă mai multe state din mai multe țări unde sunt ambasade ar proceda la fel. Mi se pare o idee absolut genială și mă bucur foarte mult că autoritățile noastre locale au dat curs invitației și sper să facă treaba asta. Sigur, din punct de vedere legal, se face printr-o hotărâre de Consiliul Local. Trebuie să voteze în Consiliul Local o majoritate schimbarea numelui străzii. Există o procedură în acest sens. Probabil că se poate face dacă, și nu văd de ce ar fi împotrivă, nu știu, poate PSD-iștii se opună că ei sunt cu rușii și cu aliații rușilor. Dar ideea mi se pare foarte, foarte bună. Dincolo de asta, știu că subiectul este undeva departe de noi și, în general, subiectele astea de politică externă nu interesează pe foarte mulți dintre români, dar eu vă invit pe toți să citiți și să urmăriți ce se întâmplă în Belarus, să citiți din urmă ce s-a întâmplat, dar probabil că știți, pentru că asta ar fi fost România. Dacă România nu era NATO și Uniunea Europeană, Adrian Năstase era Lukashenko. Da? Era Lukashenko, era acum Ponta, pupilul lui, probabil președinte, și Adrian Năstase era prim-ministru. Sau poate schimba și el Constituția, cum a schimbat-o Putin, da? Ca să fie forever pe funcție. Și cum bănuiesc că o fi schimbat-o și Lukashenko, ăsta de a putut să rămână atâția ani pe funcție, da? Asta, exact asta era și România. Și bineînțeles că într-o astfel de țară nu se poate vorbi de libertate, nu se poate vorbi de democrație. Mai mult decât atât, statul devenind, bun, în toate rapoartele, fac o mică paranteză, în toate rapoartele privind libertatea presei, făcute de organismele internaționale, Reporteri fără frontiere, alte organisme, Departamentul de Stat american, Belarus este unul dintre statele cele mai ostile libertății de exprimare și jurnalismului, jurnaliștilor. Deci acolo este aproape next to North Korea, cam așa este, da? Deci aproape de Coreea de Nord. Vedeți, aici suntem pe o zonă de restricție cu 60 de km la oră. Eu merg cu 70, aproape 70, nu depășesc, ar fi contravenție. Și eu la cutirul doar la Pascu. Nimeni nu respectă legea rutieră în România. Bun, închid paranteza, îmi cer scuze, ca șofer nu pot să mă abțin să nu fac astfel de remarci. Bun, ideea mi se pare una bună, eu zic să o susțineți, dacă puteți. Dacă există vreo petiție, dacă nu există, poate cineva să facă o petiție și în comentarii, peste tot pe unde vorbiți despre asta, sau dacă sunteți chiar membri USR Plus de la sectorul 1, transmiteți mai departe, sau PNL, că și ei au voturi în Consiliul Local. Eu zic că ar trebui susținută ideea asta, ar trebui susținută de către publicul larg. Mi se pare o reacție interesantă. Vă dați seama în ce situație pune pe aia toate documentele, toată corespondența, tot ce fac ei către ambasadă și de la ambasadă. Bine, sunt capabili să-și mute ambasada. Nu știu cât de simplu e să faci asta, dar, mă rog, dictatorii își imaginează că pot să facă orice. Dar ideea, treaba este bottom line, că mi se pare o idee foarte bună. Bun. Și acum să revin la subiectul pe care l-am dezbătut și în live-ul pe care l-am făcut pe Facebook. Se ia curentul, bineînțeles, la mine în zonă, dar asta e vestea proastă și se ia tot mai des. Vestea bună este că am reușit să-mi cumpăr niște echipamente care îmi vor permite să fac live chiar dacă este luat curentul. Și am testat aceste echipamente astăzi și voiam și pe YouTube să mulțumesc din suflet tuturor celor care mă susțineți, în special celor care sunteți pe Patreon. Datorită vouă pot să fac față tuturor vicisitudinilor tehnice
ale activității pe care trebuie să o desfășor. N-am făcut înregistrarea de acasă pentru că pentru înregistrările pe care le fac pe telefon în continuare în cadrul pe care l-am stabilit, am nevoie de o lumină și acea lumină nu merge totuși cu UPS-ul pentru că consumă mai mult lumina. Un live pot să fac fără o lumină adecvată, dar o înregistrare ca lumea 4K deja are nevoie de un anumit nivel de lumină și UPS-ul nu suportă un consum atât de mare. Ține calculatorul în picioare, ține monitorul în picioare, dar dacă fac vreo lampă mai puternică, deja lucrurile se complică. Am făcut acel live pentru că am postat pe blogul meu un material despre George Simion în continuarea comentariului de ieri, în care am arătat cum George Simion a colectat bani pe tot parcursul anului 2020 în conturi private și nu în conturile oficiale ale partidului. Și am făcut live-ul pe de o parte să testez sistemul autonom, dacă pot să-i zic, da, pe care îl voi folosi când voi mai face live-uri, chiar dacă se întrerupe curentul. Lucrurile sunt perfect aranjate. Mi-am luat un dispozitiv pentru calculator care mă conectează prin hotspot mobil cu telefonul mobil și chiar dacă pică curentul, tot pot, sigur, nu la o calitate ca lumea, că nu ai o lumină bună, dar la o calitate ok, cât să te audă oamenii, să te vadă, pot să mă conectez prin Orange sau prin Vodafone sau prin Telecom, că am abonamente la toate rețelele de telefonie mobilă, pot să conectez calculatorul și să rămână live-ul în picioare, să nu se întâmple să fiu nevoit să plec în mașină, să fac live sau alte lucruri. Q&A-ul obișnuit de duminică. Pe lângă faptul că am vrut să testez sistemul cum funcționează, vă invit să intrați pe Facebook, să vă uitați pe Mălin Bot pagina publică, că sunt privat pe profilul meu, sunt blocat pe profilul meu privat. Pe lângă asta am mai promovat și acea postare de pe blog, la care vă invit să vă uitați și vă invit să-mi spuneți de ce credeți că au procedat așa, Simion, de ce credeți că a colectat bani în conturi private pe tot parcursul anului 2020 și nu în conturile oficiale ale partidului, oameni buni. E ceva foarte dubios la mijloc. Și ca să vedeți cum e destinul, George Simion a mai făcut un epic fail astăzi în Parlamentul României legat de Mihai Eminescu. Știți că el a mai avut un epic fail, a ieșit, îmi cer scuze pentru cei care nu sunt vorbitori de limba engleză, gafă monumentală, așa s-ar traduce românește, da, e un concept, epic fail, din limba engleză. În varianta românească e gafă monumentală. Acum câteva luni a ieșit de la Cotroceni și a zis că, domne, noi o să refacem România mare așa cum ne-a lăsat-o Mihai Eminescu. Mihai Eminescu, care a murit săracul de el cu mult timp înainte să facă unirea de la 1918. Dar analfabetul George Simion nu știe. Și iată că blestemul lui Mihai Eminescu îl urmărește pe acest patriot de carton, în continuare pe acest incult semidoct, semi-analfabet, îl urmărește în continuare. Și astăzi la tribuna Parlamentului, astăzi în Parlament s-a discutat planul național de reziliență și refacere după pandemie și așa mai departe. Și bineînțeles că AUR se opune, evident că se opune, că ce poate să facă un partid rusofil altceva decât să se opune oricărui proiect de lege care e legat de cum atrage România bani europeni și cum se integrează România în Uniunea Europeană și cum atrage bani. Normal că se opune, nu surprinde pe nimeni. Dar tovarășul George Simion a venit la tribuna Parlamentului și a recitat un vers, două versuri, dintr-o poezie. Și a zis, așa cum spunea marele nostru poet național Mihai Eminescu, și a recitat versurile respective. Numai că ce să vezi, oameni buni, versurile nu îi aparțin lui Mihai Eminescu. Deci e ca și aia cu marele nostru Mihai Eminescu, care ne-a lăsat România mare. Și săracul Mihai Eminescu a murit cu mult timp înainte de unirea de la 1918. Versurile aparțin unui poet din Bacău, dacă nu mă înșel, dacă am citit bine, îmi cer scuze, nu ești o persoană cunoscută. Am aflat numele acestei persoane citind știrea. Îmi cer scuze că nu i-am reținut numele. Ideea este că este un poet local, ceva operator pe la un post local de televiziune, din câte am văzut pe net, care a scris o poezie, Eminescu răsucindu-se în mormânt. O poezie așa patriotardă,
domne Eminescu din Mormânt ne zice că e nasol. E nasol, nu mai avem nimic, România e ruptă, situația e de maro, e nasol. Și acolo erau niște versuri, da? Că, domne, nu mai rețin exact versuri, nu ne-am țin minte pe de rost, dar ideea acelor versuri era că, domne, nu vă comportați ca niște pui de daci, ci vă comportați de parcă ați fi pui de huni. Cam asta era ideea. Și bineînțeles, semidoctul de Simion a prins-o el de undeva din zbor, n-a citit-o, nu s-a documentat, că e specific oamenilor slab educați să nu-i ducă bibilica să se documenteze, și astăzi a ținut un discurs patriotar la tribuna Parlamentului, în care a zis, domne Eminescu, poetul, cum ne-a zis nouă Eminescu. George Simion, care încearcă, da, este o copie caricaturală și foarte nereușită și penibilă, el încearcă să limite pe Corneliu Vadim Tudor. S-a gândit el așa, băi, eu aș putea să fiu al doilea Corneliu Vadim Tudor. De aia tot simte el nevoia să facă apel la personalități istorice, la evenimente istorice, la personalități ale literaturii și istoriei noastre. Că așa făcea tribunul fiei țărna ușoară. Numai că tribunul citise, oameni buni, numai că tribunul își făcuse niște studii, lăsând la o parte defectele și criticile tribunului, unele lucruri le-am spus chiar eu în față lui Corneliu Vadim Tudor la o emisiune la B1 TV și s-a supărat rău de tot la emisiunea Nadiei Ciurlin eram și a vrut să plece din emisiune, s-a ridicat în picioare, a zis, cum îți permiți să-mi spui mie așa ceva, să nu știu ce. Dar lăsând la o parte defectele lui Corneliu Vadim Tudor, care sunt multe și am putea vorbi despre ele, dar n-are rost, pentru că știți cum se spune, despre morți numai de bine, omul nu mai există, cine l-a criticat în viață a avut ce să critique la el, nu mai e un subiect de actualitate. Lăsând la o parte defectele lui Corneliu Vadim Tudor, extremismul, naționalismul, modul în care l-a folosit regimul Iliescu în 2000 ca să creeze sperietoarea Vadim să-l boteze lumea pe Iliescu, lăsând la o parte toate aceste lucruri, Corneliu Vadim Tudor era un om erudit. Corneliu Vadim Tudor era un om cu niște studii făcute pe bune, care a citit cărțile alea, mă înțelegeți? Le-a citit. Deci el vorbea din niște cărți pe care le-a citit și le-a studiat. Un om cu doctorate, făcute pe bune, da? Păi nu poți, și asta nu știe George Simion, și n-are pe nimeni cu IQ mai mare decât el în cercul lui de prieteni, ca să explice și să-i spună, băi, Georgele, Georgică, tu n-ai cum să fii Vadim Tudor. Nu mai încerca să fii ceea ce nu poți să fii. Pentru că tu nu ai citit cărțile pe care le-a citit Vadim. Tu nici măcar n-ai citit nici măcar. Dacă luăm tot ce a citit George Simion, tot ce a citit la viața lui, da? Tot ce a citit el. Și le punem într-un text, într-un fișier text, da? Tot ce a citit, deci nu titlurile cărților, cărțile cu totul pe care George Simion le-a citit, toate paginile. Și într-un alt fișier punem numai titlurile cărților pe care le-a citit Vadim. Simion n-a citit în viața lui pagini, cred că nici un sfert din titlurile pe care le-a citit Vadim, dacă înțelegeți ce vreau să spun, da? Deci Simion, săracul de el, a citit mai multe etichete de bere, cred că, și de pachete de țigări decât cărți. Ori în momentul în care nu ai citit, în momentul în care nu ai o bază solidă, dacă te apuci să faci pe deștept, dacă te-a pus să faci pe șmecher, dacă te-a pus să încerci să pozezi în erudit și tu nu ești erudit, te faci de maro, oameni buni. Și George Simion s-a făcut de maro foarte moale astăzi în Parlamentul României. Înregistrarea este pe net și a dat-o din nou în bară. Pare că îl bântuie și asta este un, cum să vă explic, este un simț al umorului absolut sublim pe care îl are destinul. Știți că destinul, universul, are simțul umorului. Și eu cred că este o chestiune de univers. Deci universul și-a pus în cap să-și bată joc de Simion, pentru că Simion pozează în mare patriot, naționalist, dar el, săracul de el, nu vorbește corect limba română. Păi cum ești tu patriot? Cum ești tu naționalist dacă tu nu vorbești corect limba țării tale? Da? Și bănuiesc că universul, scârbit de și iritat de cât de ipocrit și de fals e Simion, da? Și cât de total
opusul a ceea ce pretinde că este, da? Universul cred că și-a pus în cap să-și bată joc de Simion. Și-și bate joc de Simion cu Mihai Eminescu. Prima oară și-a bătut joc de Simion când Universul a complotat și telepatic i-a băgat ideea, ea spune că marele nostru poet mi-a lăsat România mare. Și acum și-a bătut din nou joc de el, din nou cu Mihai Eminescu. Eu de altfel sunt convins că dacă Mihai Eminescu ar trăi astăzi, cred că l-ar fugări pe George Simion ca să-i dea palme după ceafă. Cred că l-ar căuta și i-ar da toată ziua palme după ceafă lui George Simion. Cred că Mihai Eminescu ar fi jurnalist, nu? Că a fost cariera lui înainte să fie poet. Cred că Mihai Eminescu ar fi un publicist, unul dintre cei mai critici, cei mai duri opozanți ai naționalismului extremist de carton, da? Bazat pe nimic, pe care îl practică patriotul național George Simion. Bun, și acum pe final vreau să vă mai spun ceva, dragii mei, ce am spus și în live-ul de mai devreme, că am făcut referire la chestia cu... Nu voiam să mă întind data cu George Simion, dar n-am putut să mă abțin și bombonica asta este prea frumoasă ca să o las să treacă așa. Pe G4 Media am văzut articolul și acolo vedeți și înregistrarea video cu el, cum zice el, cu Eminescu. Cu... și dacă vreți să râdeți bine, să-l căutați și pe George Simion la Cotroceni. Cum zice că Eminescu ne-a lăsat, marele nostru Eminescu ne-a lăsat România mare. El nu știe, vă dați seama când a trăit Eminescu, când a murit Eminescu. Vai mama lui, ce patriot e el, vă dați seama? Adică, bă, nene, nu zice nimeni să știi toate bătăliile tuturor domnitorilor români, în ce luna cărui an a avut fiecare bătălie. Bă, da, poetul național, să nu știi tu că săracul de el a murit cu mult timp înainte de unirea de la 1918 și să vorbești asemenea prostii. Să iei tu o poezie a unui autor, poezie care nu e a lui Mihai Eminescu, și să zici, după cum zicea marele nostru Mihai Eminescu, numai că nu zicea marele Mihai Eminescu, zicea altcineva. Bun, deci este absolut fabulos și eu cred că Universul a început să-și bată joc de Simion, pentru că atunci când pretinzi că ești ceea ce nu ești, până la urmă enervezi Universul și Universul va începe să comploteze ca să te facă să te dai singur de gol în fața celor pe care i-ai păcălit până atunci. Este o chestiune de, cum să vă explic, reglaja Universului, da? Bun, vreau să mai spun ceva pentru că am vorbit despre realizările, marile mele realizări tehnice, da? Și faptul că pot să arăt un deget oarecare, nu vă spun care, pentru că sunt jurnalist și acesta se dorește a fi un material jurnalistic, da? Nu un stand-up. Dar pot să zic că acea expresie care în limba engleză începe cu F, Enelului, da? Deci nu mai poate Enelul să-mi rezolve live-urile, da? Și am văzut oamenii, au comentat pe Facebook și erau foarte agresivi împotriva Enel. Și eu spuneam altceva, oameni buni, problema nu este alta. Și asta este o temă foarte serioasă de gândire. Din punctul meu de vedere, problema nu este Enelul, problema este corupția din instituțiile statului. Și ce se întâmplă? Faptul că, pe de o parte, pe plan local, primarul din Chiajna a dat autorizații de construcție pe șpagă și aiurea, fără să respecte un plan urbanistic, fără să respecte un plan de dezvoltare a rețelelor utilitare. Faptul că noi avem instituții, Protecția Consumatorului, Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, care ar trebui să verifice Enelul, ar trebui să iau, că conform procedurii și legislații, de câte ori își întrerup curentul, se raportează acolo. Dar ei, la ei se întrerupe atât de des pentru că nu suportă consecințe. Că dacă instituțiile statului ar călări și s-ar comporta cu ei așa cum probabil se comportă, nu știu, în Germania, în Marea Britanie, în Spania. Știu că atunci când am făcut ultima oară, când a fost întrerupt curentul la mine în zonă, am făcut un apel la cei care mă urmăriți din diaspora. Să-mi scrieți de câte ori s-a întrerupt curentul la voi, în orașele unde voi locuiți. Și oamenii mi-au scris, în Germania de 8 ani de zile sunt și nu s-a întrerupt niciodată. În Spania nu s-a întrerupt de nu știu câți ani. Păi da, și sunt țări europene și suntem sub incidența unei legislații similare. E aceeași legislație europeană care reglementează prestarea acestor servicii. Și totuși acolo nu se întâmplă și la noi se întâmplă. De ce? Simplu, pentru că în instituții, că noi avem și instituții, instituții pe care le au și ei acolo, da? Pentru că în instituții, acolo sunt oameni care își fac treaba,
nu sunt analfabet și inculți și dăncile și pădălăi și fel și fel de astfel de personaje, da, care în mod normal nici măcar portar n-ar putea să fie la o astfel de instituție, da? Și sunt oameni competenți pe domeniile lor. Și acele instituții au forță. Și răspund acestor companii mari, care și ele au o forță, au avocați, au o grămadă de resurse, da? Și răspund cu o forță similară. Și îi obligă să respecte standardele. Or, la noi nu se întâmplă treaba asta. Și totul are legătură, oameni buni, cu corupția, pentru că unele joburi se dau pe șpăci. Unii dintre ei sunt competenți în instituțiile astea și ar putea să ia măsuri, dar nu iau, pentru că iau șpăci și închid ochii și nu aplică legea marilor prestatori de servicii, da? Sau cei care nu sunt corupți sunt incompetenți, pur și simplu. Sunt numiți acolo foarte mulți pe criterii politice. Și asta este ceva extrem, extrem de grav. Și asta este un subiect pe care eu vreau să-l aprofundez în perioada următoare. Vreau să vă rog pe toți cei care mă urmăriți, cei care mă urmăriți din România și aveți probleme cu furnizorii de servicii, că vorbim de electricitate, că vorbim de cum e RDS, internet, că vorbim de alte tipuri de servicii, companiile astea foarte mari, vă rog foarte mult să-mi scrieți în comentarii. Că ăsta e un subiect despre care vreau să discut, este foarte important. Eu nu condamn aceste companii, că e capitalist și interesul lor e să facă cheltuieli minime, profit maxim cu cheltuieli minime. E specific capitalismului. Nu asta pentru mine ca jurnalist, asta nu este o problemă. Dar pentru mine este o problemă că instituțiile statului nu intervin să regleze această balanță în mijlocul căreia suntem noi. Da? Și într-o parte cântărește interesul pentru profit al companiilor, în partea cealaltă ar trebui să cântărească aplicarea unor norme, aplicarea unei legislații, interesul public, interesul consumatorului. Și balanța ar trebui să fie echilibrată. Ori ea nu este echilibrată. Și nimeni nu discută din presă despre asta, oameni buni. Și de aia vreau eu să abordez subiectul. Pentru că eu sunt jurnalist independent, susținut direct de către public. Și eu nu am firme de publicitate. Nimeni nu îndrăznește să discute, pentru că toți ăștia bagă contracte mari de publicitate. Enel, RDS și alții, da? Vodafone, Orange, toți ăștia bagă bugete imense de publicitate în presă, în televiziuni, în site-uri de știri. Nimeni nu îndrăznește să-i deranjeze cu ceva, pentru că își pierd contractele de publicitate. Dar rolul meu ca jurnalist independent, susținut direct de către public, eu neavând astfel de probleme și neinteresându-mă să am contracte de publicitate, nefiind o redacție, neavând nicio treabă cu nicio firmă care împarte publicitate prin România, pot să-mi permit să discut acest subiect. Și cred că este necesar să începem să-l discutăm în societate și să vedem ce bugete au aceste instituții, că le plătim niște salarii foarte mari, da? Pe la Autoritatea Națională de Reglementare în Energie sunt niște salarii de stă mintea în loc, oameni buni, stă mintea în loc, mii și mii de euro. Păi bă, nene, bă, dacă îți plătesc un salariu mare din taxe și impozite, păi apucă-te bre de treabă, călărește-i pe ăștia, obligă-i să respecte niște standarde, întreabă-i când au modernizat ultima oară rețelele, obligă-i să modernizeze, protejează-mă, băi nene, că eu îți plătesc salariu. Ori, ce se întâmplă în momentul de față în România este extrem de grav. Fraierii plătesc taxe și impozite, șmecherii ăștia din instituții au salarii imense, oameni buni, și nu își îndeplinesc rolul. Și cetățeanul are de suferit, primește servicii de foarte, foarte proastă calitate. Ori asta nu e în regulă.